Hello, hello, hello! Bine ați venit sau bine ați revenit într-un nou clip pe acest canal. În acest clip vă arăt care sunt plusurile indispensabile din punctul meu de vedere pe care trebuie să le am la îndemână în mașină atunci când vine vorba despre un road trip, cum mă organizez, ce-mi iau un rucsac, ce-mi fac geantă, la la la. Cel mai important lucru atunci când vine vorba despre road trip este rucsacul pe care îl avem noi la îndemână în mașină. Rucsac în care eu mereu am deodorant, cutiuța cu tampoane just in case și o cremă hidratantă. Aici avem lenjerie intimă, câteva machiaje, am aici practic concealer. Haideți să vedem ce mai e, că nu mai țin minte. Gloss, un razor, un rimel, încă un gloss, am încă multe glossuri. Încă un rimel, doar că acesta este de sprâncene, dar nu văd creion de buze. Haideți să scoatem glosul. Nu. Avem un gloss cu scripici și unul transparent. E bine. Haideți să punem și produsele care lipseau, cele două produse fără de care eu, în mod normal, nu plec nicăieri, și anume un creion pentru sprâncene care are și periuță și un creion de buze. Aici am accesorii de păr. Opa, avem și gumă și șervețele pentru ochelari și avem elastic de păr, agrafe de păr, elastice, o clămiță și încă două clămițe mai mici în cazul în care vreau să împrim părul și pe stânga și pe dreapta și am nevoie de două la fel. Și avem acolo și un elastic din acesta de păr dintr-un material care nu rupe părul. Punem de restul acolo, închidem fermoarul la loc. Baterie externă, cablu, căști încărcate. Portofelul, gumă, mereu trebuie să fie și niște gumă. Și în cazul în care știu că durează câteva zile până ajung la destinație și voi petrece mult timp în mașină, am la mine neapărat șervețele intime sau șervețele de machiante pe care pot să le folosesc și pe corp și periuță de dinți cu tot cu pastă. Asta doar așa, în cazul în care stai efectiv toată ziua în mașină și simt nevoia să-ți dai un refresh, pentru că eu, sinceră să fiu, atunci când stau în mașină, simt această nevoie. Periunța de dinți, în schimb, va merge în altă geantă, deoarece o pregătesc de o plecare într-o locație care este la 3 ore distanță, deci nu avem nevoie de ele acolo. Dar trebuie să am la îndemână căști, baterie externă, cablu. Încă un lucru care nu lipsește niciodată din rucsacul meu este o pereche de ochelari de soare și de obicei iau pe preferații mei cu mine, doar când am fost în Italia ultima dată n-au fost cu mine, pentru că mi-era teamă să nu-i strivesc. Deci poșețica pe care o aveam era nouă, și anume poșețica pe care ați văzut-o mai devreme, și nu știam dacă vor încăpea în poșetă fără suport, doar cu acest chiloțel de ochelari, let's say. În ceea ce privește îngrijirea tenului, nu pot să plec nicăieri fără cleanserul Blemish Control cu acid salicilic de la CeraVe, fără crema Effaclar H de la Roche și fără SPF-ul 50+, tot de la Roche Oil Control pentru ten cu tendință acneică. Iar aici avem cleanser CeraVe în variantă mini, avem o mostră pentru acest produs și o mostră pentru acest produs. Am primit destul de multe mostre de la dermatologul meu în mai multe exemplare pentru creme pentru ten acneic, așa că am variante travel size pentru acele două produse. Cât despre acest recipient, cred că a fost cumpărat de la Jumbo. În ceea ce privește părul, avem un șampon mini și un balsam mini de la DM. De asemenea, avem și un gel de duș mini care este cremos, deci poate fi folosit și pentru epilarea cu lama. Aici avem și un ulei de păr, însă să știți că uleiul nu face deloc bine la păr, eu îl am doar în cazul în care mă bate vântul prea tare pe la piscină și vreau să îmi descălcesc mai ușor părul. Uleiul absorbe tot praful din aer și de asemenea, dumnealui, să știți că nu hidratează și nu repară părul, este doar o senzație pe care o avem noi în momentul în care vedem părul mai lucios. Am de asemenea și două măști din acestea cu bulețe faciale pentru mine și pentru mama mea. Nu am reușit să găsesc varianta mini de apă micelară și nu mai am răbdare să o caut, așa că o voi pune pe aceasta. Avem aici și deschete, a rămas și un elastic de păr și strictul necesar în ceea ce privește produse pentru unghii, cu o belniță de asta, cum îi zic eu, pentru unghii, ca să ne curățăm pe dedesubt, aceasta pentru cuticule, o pensetă, aceasta este pentru îndepărtatul cuticulelor de pe lateral și o pilă. Toate vin din seturi diferite, asta a fost la un set, asta a fost
adiționat individual. Ăsta cred că a fost din acest set. Asta individuală. Iar această pilă nu știu de unde a fost achiziționată. Acești lapte care le-am primit tot de la mama mea, mersi mami, conținea alte ustensile pentru unghii. Însă eu am pus anumite ustensile care simt că mi se potrivesc mai bine. Haideți să băgăm aici toate miniaturile. Oh, am uitat ceva, am uitat ceva. Vă arăt imediat ce am uitat. Imediat vă arăt ce am uitat. Mai și pe acestea aici. Nu, pe asta-l pun aici. Ca să văd mai bine ce am aici. Punem și dischetele de machiante. Am și în acestea mici și normale, dar și în acestea de la Auchan cu particule pentru scrub. Și mai avem acest recipient pe care l-am cumpărat hăt acum o grămadă de timp când eram în state. Eu l-am folosit mereu cu cremă hidratantă pentru corp. Acum este curat, a fost spălat recent. Prefer să spăl acest recipient din când în când ca să mă asigur că nu am produs vechi pe fund. Ok, she's ready to go. Deodorant. Nu găsesc varianta mini nici la deodorant, dar oricum nu am bagaj de cală, merg cu mașina, so yeah. Hopa, hai, era să uităm crema de ochi. Aceasta este preferata mea de la momentul actual, cea de la Jaya cu lapte de capră. Acel moment când este mini rutina de skincare și constați că am uitat un lucru esențial. Vă voi arăta fugitiv și machiajele pe care le voi lua aici. Voi pune produsele pentru sprâncene, rimel de sprâncene, un creion deschis de sprâncene, o periuță, o pensulă, un razor, încă un creion mai închis. Am achiziționat pentru buze, însă am descoperit că pot să-mi desenez codița la sprâncene cu acesta. Deoarece am rasă și trebuie să dau cu ceva foarte închis la culoare și foarte pigmentat. În ceea ce privește fața, avem după cum urmează opa, ăsta e pe terminate. Nu contează, luăm pe ăsta, oricum stăm puțin. Și oricum aici am câteva aplicări bune. Și avem un fel următor după ordinea aplicărilor pe ten. Fond de ten, concealer 1, light coverage pe care îl aplic în toate zonele în care se aplică concealerul și acesta pe care îl aplic sub cearcăne, deoarece este full coverage și mult mai deschis. Fac eventual în viitorul apropiat un clip cu cum să scăpați de cearcăne și pentru YouTube. Aici avem un stick de contouring, tot de la Melchior, link în descriere, I love it, I love it, I love it. Pudra de la NYX pe care abia ce am descoperit-o și este demențială. Paleta mea preferată pentru conturarea feței, încă una în cazul în care voi vrea o nuanță mai închisă, deoarece cea de aici s-a spart. Highlighter! Glumesc, acesta este un far de pleoape, dar eu îl folosesc și pe post de highlighter. Paleta aceasta este mereu cu mine în cazul în care vreau să-mi fac ceva cu verde sau cu albastru, deoarece am început să-mi iau și haine albastre. Tuș rimel, 3 creioane de buze, un gloss, glossurile mele preferate sunt acestea de la Maybelline Lifter Gloss, o palețică pentru sprâncene, punem aici și de restul. A, nu cred în cap în ăsta? Nu! Acestea de obicei îl folosesc doar pentru buze, dar nu voi lua multe produse de buze din moment ce stau doar 2 zile. Recalculare traseu și în cazul în care vă întrebați de ce îmi iau atâtea machiaje dacă stau doar 2 zile, ei bine, fac pe TikTok acel trend cu Arabic make-up, Indian make-up și m-am gândit dacă tot merg în Bulgaria, de ce să nu fac eu și Bulgarian make-up? Chit că nu există acest machiaj în trend, îl inventez eu, ok? Am o rujmantă în geanta pe care o voi lua cu mine, așa că nu o să mai pun și aici. Dacă aș pleca mai multe zile, aș pune doar haine aici, însă din moment ce eu plec doar 2 zile, voi pune și produsele de make-up și produsele de skincare. Tot aici. Ok. Punem și asta. Le punem și pe acestea pe lateral. O să le pun și o să stea în picioare în momentul în care o să vină niște haine pe lângă. Avem aici un costum de baie luat din bucăți, pe care nu l-am purtat deloc anul acesta și zic din bucăți deoarece slipul este de undeva, iar sutienul este din altă parte. Plus acest costum baie pe care nu prea l-am purtat în Spania, cred că l-am purtat doar de 2 ori. Vă las un card în cazul în care vreți să vedeți și acel clip. Avem și un clip de păr aici, pentru că sigur vom avea nevoie. Și voi pune unul dintre costumele baie în geanta de plajă care este always ready, cu tot ceea ce este nevoie în ea, de la prosop nou-nouț și spălat melon, care se potrivească cu melonul luat din Spania la... Acest bikini bag de la Primark în care am bețe de urechi, șervețele ochelari, clămițe de păr, scrumieră portabilă, pieptăn, clămițe de păr, cred că am zis deja ce am ratat, balsam de buze, bețele de păr, bețe de păr, serios, bețe de păr, bețe de urechi, aia trebuie să
să zic, însă am rămas în urmă cu orele de somn. Cu o zi înainte să filmez acel clip am dormit 6 ore și când cu o zi mai înapoi am filmat 4 ore, deoarece am făcut Indian make-up și o grămadă de TikTok-uri, așa că vă aștept și pe TikTok să vedeți ce content am făcut acolo. Și te rog, o sală, creierul meu a dat eroare. Șlapii. Încă un prostop care se usucă foarte repede, ulei, after sun, o pungă extra pentru costumul de baie, 50, 20, un elastic de păr pe care îl voi pune în bikini bag și această gonflabilă de la Jumbo pe care am uitat să o iau în Spania pentru băuturi. Haideți să punem și melonul la loc în melon. Împingem toate chestiile mai încolo. Băgăm costumul de baie, tragem fermoarul și haideți să vedem ce haine ne luăm noi. Voi pune și poșeta acolo. Avem aici o rochiță și un outfit, o fustă care conține un maiu în interior. Mai avem aici și o pereche de blugi, just in case, să fie în cazul în care o să vreau să fiu comodă. Plus un maiu de tip corset. Avem aici pantalonii perfecți pentru drum, o să-i vedeți mâine. Pretind să cred că vor veni bine cu acei pantaloni. Mâine îl voi lua pe acesta și l-am întors pe acesta, deci tu mergi în bagaj. Aici n-ar mai încăpea destul de multe haine și tocmai că au încăput foarte multe haine, credeți-mă. As I said, periuța de dinți merge în cealaltă geantă. Această geantă este foarte ușor de utilizat. Dom'le, a prins câteva plecări de 3-4, maxim 5 zile. Abia aștept să o iau și la un road trip. Deoarece până acum în toate road trip-urile pe care le-am făcut, m-am chinuit cu trollerul din portbagaj. Și cu zăpatul în el după haine. Bagajul meu este gata, am adăugat și lingeria intimă. Opa, nu pot să simt niciun parfum la mine. Pantalonii mei preferați pentru un road trip au prins road trip-ul de vara trecută și vreau să vă zic că sunt cei mai comozi. Purtam de zi cu zi prin oraș, acum nu-i mai port în oraș, îi port doar trip-uri deoarece mi s-a schimbat stilul și nu prea mă mai îmbrac băiețește. Sunt niște bermude luate de la băieți, da? Nu aveau pantaloni cu nasa la fete, ce vrei, na? Nu vreți să știți cât de bine dormim în mașină. Plus un ring light cu trepied mic, da, de acum nu mai plec nicăieri fără ring light. A sosit momentul plecării, îmi voi lua pernița mea pentru gât. În mod normal mi-aș lua și o pernă, dar din moment ce mergem în Bulgaria și voi face doar 3 ore pe drum, nu e nevoie. Uitați-mi pensurile, mi-am dat seama la fix. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și în acest clip, vă aștept și pe Instagram și pe TikTok și ne vedem data viitoare. XOXO, Eva!